acum este de fapt această vacanță, o vacanță de reflăit, o vacanță de muncă, o vacanță care vă va pune în față multe probleme, dar eu sunt sigură că voi le veți depăși cu succes. Pentru că, de fapt, decizia pe care ați luat-o voi acum, rezultatele examenelor, vă va marca, nu este exclus pe parcursul întregii vieți. Eu însă sunt sigură că voi o să dați dovadă de rezultate frumoase și veți obține toți certificatul, cel pentru care ați muncit 9 ani de zile, pentru care 9 ani de zile, zi de zi, ați venit și ați pășit pragul acestei școli și ați obținut rezultatele care le aveți astăzi. Eu vă doresc succes la examen. Vă doresc să vă realizați și vă doresc ca să obțineți ceea ce voi ați pus în plan, succese. În mod deosebit vreau să mulțumesc părinților care sunt astăzi alături de copiii voștri aici, la această sărbătoare, pentru că, de fapt, părintele trebuie să fie permanent alături de copiilor și produce satisfacție copiilor, fiind că părintele alături, el simțindu-se mai în siguranță, mai pe poziție, mai cu bucurie. Eu vă felicit și vă doresc ca să le faceți copiilor vacanța așa cum ei o merită, pentru că ei, de fapt, merită să aibă o vacanță în noastră. Stimați colegi, vă doresc și dumneavoastră ca concediul care este în apropiere, să-l folosiți pentru odihna dumneavoastră, să-l folosiți pentru excursii, să-l folosiți în așa mod ca să vă rămână la fel o amintire frumoasă. Pentru că începând cu 1 septembrie, să veniți aici, în fața elevilor, și să începeți să-i conduceți la fel în lumea cunoștințelor. Eu vă doresc mulți ani, vă doresc multă sănătate și să treceți în vacanța frumoasă. Iar pe România, 1 iunie, din toți este ziua copilului, eu invit toți copiii, părinții, pedagogii, în parcul casei de cultură, unde vom avea o sărbătoare frumoasă de ducată copiilor și această sărbătoare va începe cu ora 9, pentru că la ora 4 vine un teatru pentru copii, iar începând cu ora 2, noi ne vom sărbători sărbătoarea. Eu vă aștept, mari plăcere, pe toți, ca să fiți noi în parcul casei de cultură. Cu vacanță plăcută, vă doresc copiilor, elevile, atenție, o deosebită mare atenție la scaldat. Absolvenților, doresc succes mare, mare la examen, să îi mulțumesc în timpul ocazie și au făcut elevii clasă la 9, au făcut o curățenie împreună cu mine personal la teatrul de vară de Ian care sunt stela. Eu vă mulțumesc. Vă profesiile simbolizează regizme. Elevii, actori, iar anii de studii, episoade reușite din serialul vieții. Noi, absolvenții, tindem să ducem faima acestui film oriunde și oricând. Nouă petale curate în basmul copilării, precum și nouă mărgăritare desprinse din forme de disecat, efort și talent. Doamne lângă primărie, vin să-ți cheamă pe sese, totul spre de octombrie, în ciclul Dumnezeu. Multe și oferim să vătul octombrie, în numele cărora, putem în balanță. Azi, încă o amintire se adună, pentru cel vă răscolit mereu. E ca o cuțelul care sună, în ultimul sunet, în ultimul careu. Ultimul sună răsună în toată țara. Sunetul clopoțelului anunță încheierea unui an școlar și spune punctul unei experiențe. Pentru unii, această zi fericită a sosit vacanța. Pentru alții,
Este ultima zi în care am reușit noi trag pășit pragul școlii. Este o zi cu emoții mari, deoarece de acum încolo ni se vor deschide alte căi și începem cu încetul, vom începe să ne construim viitorul. Vor trece ani, dar cu dragnea mă aduce aminte de năzutile făcute împreună între colegii veseli. De ziua când am mers de mână prin curtea școlii, de momentul când am terminat clasa a noua. Ne așteaptă examenele, dar ne vom strădui să trecem peste ele, să ne legem un drum corect în viață, că viața este plină de examene. Sărbătoarea ultimul sunet este un prilej de bucurie pentru cele realizate, dar și ne strecoară în suflet de nostalgie. Păreri de rău pentru multe care nu le-am încercuit sau le-am făcut nu așa cum a trebuit. Stimați profesori, vă aducem un mulțumit profund de suflet, micul de pus și de care ați dat dovadă în tot acest caz, pe care și ne aducem până am ajuns la acest moment. Stimați profesori, vă dorim multă sănătate, iar mai bine și să aveți ani în mai cuminte cu vacanță, dar elevilor de la niște vacanțe frumoase, Vă doresc un drum bun în viață. Ați fost bobocei, ați fost pe urmă clopocei. Astăzi sunteți absolvenți, mâine veți fi abituriți. Indiferent de ce profesie veți alege, fiți voi medici, veți deveni ingineri. Poate și profesori, să nu vă uitați locul de casă, vă întoarceți aici acasă, prin voi se va vesti bașcăna noastră. Yeah.